Ion Barbu lucrează pe una din cele 39 de salvări care ar fi trebuit casate. Are 450.000 de kilometri la bord și ar fi trebuit înlocuită de câțiva ani. Pentru că se teme pentru siguranța pacienților, omul trece periodic cu mașina pe la servis. Parcul, să știți că este un pic învechit. Într-adevăr, necesită mai multe ambulanțe să fie noi. Mai avem probleme cu ele din punct de vedere tehnic, dar le reparăm la servis, ne facem datoria, reviziile se fac la timp. V-am spus, dacă mai sunt mici probleme, le remediem în servis. Dar v-am spus, trebuie înlocuite majoritatea, că parcul e totuși vechi. În situația ambulanței conduse de Neion, sunt 3/4 din mașinile ce alcătuiesc parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță OLP. Ele nu sunt folosite la transferul pacienților la spitalele din alte județe, ci doar pentru intervenții la sesizări locale. Cea mai bătrână ambulanță ar fi trebuit casată de aproape 10 ani și are la bord peste 700.000 de kilometri. Serviciul Județean de Ambulanță OLP dispune de 50 de autosanitare, dintre care 39 au un rulaj de peste 300.000 de kilometri. Toate corespund din punct de vedere tehnic și privind circulația pe drumurile publice. Într-adevăr, au trebuit niște cheltuieli suplimentare pentru reparații și întreținere, dar în acest moment toate corespund din punct de vedere asiguranței pe drumurile publice. Pentru repararea salvărilor de către Serviciul Județean de Ambulanță, OLP se cheltuie anual în medie 50.000 de lei. Cei mai mulți bani se bagă în mașinile care au depășit 500.000 de kilometri pentru înlocuirea motoarelor. Conducerea instituției ar vrea să scape de ele, dar nu poate. În ultimii 3 ani a schimbat prin înlocuire doar 11 autosanitare. Într-adevăr, Serviciul de Ambulanță are ambulanțe care trebuie scoase din uz, dar pentru a putea să ne desfășurăm activitatea medicală, ne trebuie ambulanțe. Această ambulanță care este scoasă din uz trebuie să fie înlocuită de o altă ambulanță, iar achiziția ambulanțelor este făcută de Ministerul Sănătății. La solicitări în afara salvatorilor mai pot interveni doar autosanitarele SMURD, singurul serviciu privat de ambulanță, având dreptul doar să presteze servicii nemedicalizate. În ce privește ambulanța privată, vreau să vă spun că începând din anul 2015, Casa de Sănătate OLT a încheiat contract cu o firmă care are astfel de ambulanțe private. Este primul contract pe care îl încheiem pe ambulanță privată în ultimii ani. Este vorba despre transport sanitar neasistat, este vorba despre 3 mașini de ambulanță pe care furnizorul le-a introdus în contract. Valoarea acestui contract este undeva la 10.000 de lei pe lună. Un contract, din punct de vedere al furnizorului, insuficient, din punctul nostru de vedere, conform bugetului, deci noi am dat atât bani cât am primit pentru acest serviciu. Zilnic, ambulanțele din OLT sunt solicitate să intervină în medie la peste 300 de solicitări. La acestea se adaugă cererile de transferare a pacienților către alte unități medicale decât cele la care sunt internați.